boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bună tuturor! Bună! Bună, bună, bună! Eu sunt Janina, pentru cine nu mă cunoaște, și bine ați venit pe canalul meu. Tocmai am mâncat niște ciocolată, stai să ne uităm dacă avem dinții și goși de ciocolată. Nu avem ciocolată în dinți. Și hai să începem clipulețul de astăzi. Clipulețul de astăzi este un pic mai diferit. Pentru că o să vă povestesc ce mi s-a întâmplat în copilărie. După cum știți, eu sunt din București, am crescut și m-am născut în cartierul Colentina. Și după cum cunoașteți, cred că toată lumea cunoaște pe Adrian, copilul minune. Adrian, copilul minune, era de la mine din cartier și are cam vârsta mea, cred că e mai mare ca mine cu vreo 2-3 ani. Și noi pe timpurile alea îl chemam Piciu. Este fa, Mateo își face freza. Piciu l-a acoperit. A, și-a acoperit coșurile pe frunte, auzi, mă? Hai că ți-a oglinda, gata, te zic. Și, bine, eram copii noi și cred că aveam vreo 9 ani, cred, dacă nu și mai puțin. Și eram în fața porții pe stradă, știți că ne jucam toată ziua pe stradă, nu aveam internet și minuni din astea. Și eram cu verișoara mea. Verișoara mea, de când eram mică, era foarte, un pic, cum să zice așa, mai agresivă, mai... Eram destul de liniștită și Mia o cheamă pe verișoara mea. Dacă te uiți la mine, te bubăcesc. Și trebuia să le povestesc de Adrian. Și trece Adrian, avea o mare nuia în mână, dar era mititel, așa mic. Și trece și verișoara mea i-a zis ceva, bă, dă-te dreacu, sau eu știu ce i-a spus de acolo. Și ăsta se întoarce și cu nuia aia, verișoara mea se mută și eu n-am văzut și m-a lovit pe mine, pe buci, pe bulan. Și eu am început să urlu, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Am intrat în curte, tata, ce ai făcut de urli așa? M-a bătut Piciu. Ce dracu e Piciu ăsta? Adrian, copilul meu, bine! Dar, dragul să dea în el, de s-a suit în mașină și s-a dus după el. Și l-a prins copilașul ăsta, bine, vă dați seama. L-a prins și i-a zis, bă, să-ți fie rușine, a tras de urechi, nu știu eu scena, ce s-a întâmplat. Și a doua zi a venit măsă, sau seara, nu mai știu, și a venit mama la lui Adrian, la poartă la noi și zicea, Nicu Iana, ieși afară! Dacă n-am... Și Nicu Iana nu mai vrea să ia, să trimisese pe mamă. Uite, bă, și vezi ce vrea asta. S-a dus mama acolo și a vorbit cu mama la băiatul ăsta. Bine, că așa era pe timpurile alea. Lumea își cerea dreptate cu bătaia, cu agresivitate. A vorbit și până la urmă femeile s-au înțeles și au cerut scuze. După aia, când am crescut mama și m-am întâlnit cu Adrian, ne-am salutat, în fine, am râs de ce s-a întâmplat în perioada aia și uite așa, m-a bătut Adrian, copilul minune, pe mine. Bineînțeles, eu nu mai sunt în cartier de vreo 20 de ani, cred că Adrian nici nu mai își aduce aminte de mine sau probabil își aduce aminte pentru că era la școală cu fratele meu. Nu era în clasă, mi se pare că Vali era la A și el era la B, ceva de genul ăsta, dar ei erau, mi se pare, cu 3 ani mai mari ca mine. Și cred că și aduce aminte de copilăriile noastre. Adriane, dacă te uiți la noi, te pupăcim. Și cam ăsta a fost am băiatul răcini rău. Ia uite, acum trece mare strănut. Bam! Și asta a fost blogulețul de astăzi, sper că v-a plăcut, vă pupăcesc pe toți, pe toți, pe toți, pe toți, câte unul așa, fiecare, cât suntem? 8.000, 9.000, 10.000, vă pupăcesc pe toți, nu uitați să participați la giveaway, ca să câștigați, să fiți atenți, pentru că eu o să mai fac alte giveaway-uri.
Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, că ați schimbat acolo contul. Tot Jania Italian Style. Fără număr să fie primi. Băiatul meu frumos. N-are nimic. Să mă urmăriți din nou pe Janina Italian Style, pentru că am făcut niște schimbări acolo că îmi trebuia și haide să creștem cât mai mulți, că acum nu mai suntem așa mulți, suntem cam 900. Hai să încercăm să creștem iar din nou. Duceți-vă să vedeți cum am slăbit 46 de kilograme. Bine, 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 bine pentru mine. Și pentru cine urmăresc eu? Cine vrea să fie urmărit în dieta Janina? Găsiți emailul în info box. O să vă ajut să schimbați mentalitate. Mentalitate, idee, echilibru, sănătate, viață și zâmbete. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Ciao!